Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Născută pe 22 decembrie, în ziua tranziției unui semn zodiacal la altul, ești ambițioasă, intenționată și dedicată scopurilor tale. Îți place să explorezi lumea și să folosești cunoștințele pe care le ai pentru a o înțelege mai bine. Vrei să găsești adevăratul sens al vieții, dar în ciuda idealismului, ești practică, realistă și nu-ți permiți să fii scufundată complet în iluzii. Gânditoare și muncitoare, conduci un stil de viață activ și ai un aport imens de energie. Dacă nu înveți cum să te relaxezi, atunci riști să arzi rapid. Ești extrem de rapidă, ingenioasă și atunci când găsești timp să te relaxezi, devii sufletul real al companiei. Cea mai remarcabilă caracteristică a ta este capacitatea de planificare pe termen lung și implementarea planurilor. Tema dimensionalității atât în muncă, cât și în viața de familie este foarte relevantă pentru tine. Ai anumite abilități predictive, dar aceste abilități de regulă sunt folosite în principal pentru a calcula cu exactitate unde și cine vei fi și cum vei dovedi soarta ta pe baza meritelor trecute. Toate acestea în nu înseamnă deloc că nu ești capabilă să-ți schimbi cursul vieții, mai degrabă indică faptul că ești conștientă de capacitățile și nevoile tale pentru o anumită perioadă de timp, ceea ce îți permite să-ți planifici timpul și eforturile în consecință. Pentru tine, valoarea fiabilității este mai multă decât orice, te dezvolți încet, dar sigur, an de an cred și îmbunătățind structura vieții tale din cauza prudenței, de obicei faci greșeli mult mai puține și suferi mult mai puține înfrângeri decât majoritatea oamenilor. Dar dacă o catastrofă îți cade pe umeri, și aceste lucruri ți se întâmplă poate odată sau de două ori în întreaga ta viață, atunci această catastrofă este una gravă, care te înliniștește multă timp. Cu toate acestea, după câtva timp petrecut în linsul rănilor, te întorci din nou pentru a-ți continua călătoria în viață cu o admirație surprinzătoare. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, disciplină, prudență, onestitate și acuratețe, precum și o excelentă capacitate de gestionare. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului, disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective, acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistente și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească? o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tata al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Te-ai născut într-o zi de tranziție de la Săgetător la Capricorn? De aceea ești un cercetător născut, tu gravitezi spre noile cunoștințe, te străduiești să deschizi noi orizonturi, puține lucruri te pot opri pe drum, ești complet străină de îndoieli, știi clar ce vrei și cum poți obține, nu ești înclinată să suferi din cauza flacurilor, în ceea ce privește relațiile interpersonale, ești neîncrezătoare, opinia ta este mai importantă pentru tine decât oricare alta poți fi greu de înțeles, poți solicita în mod necuvenit atenția de la alții, dar vei ajuta în întotdeauna într-o situație dificilă. Dacă ești caracterizată de ambițiozitate, care de fapt se întâmplă mai rar, atunci progresul tău până la culmile carierei este dureros de lentă din cauza unei reticențe clare de a-ți asuma riscuri nejustificate, în legătura cu munca și cu viața în general. Ai ceva de la un meșter care se bucură atât de procesul muncii, cât și de rezultatul final, ești foarte răbdătoare într-un sens global, cu toate acestea, ești de asemenea capabilă să te enervezi pe flacuri în unele situații cotidiene, devenind în același timp absolut insuportabilă în comunicare. În astfel de situații, ai tendința să împrost instantaneu asupra altora reacțiile tale emoționale, cum ar fi, de exemplu, Izbucniri de furie. După ce ți-ai exprimat nemulțumirea, îți vei păstra armonia sau atitudinea proastă multă timp și te vei potoli repede. Adevărat, după astfel de situații, aștepți de la cei care au suferit de furia ta să-ți respecte literalmente regulile, în special în relațiile cu copiii tăi. Există pericolul de a fi copleșit de metode autoritare, pe care ar trebui să le eviți în orice mod posibil. Deoarece un astfel de comportament poate provoca resentimente sau chiar nemulțumiri puternice, în special printre membrii familiei tale. Ai un caracter secret și serios. Cu toate acestea, dacă ai un motiv pentru a ți arăta simțul umorului, o vei face la maxim. Cea mai bună societate pentru tine este o companie formată din mai mulți prieteni apropiați sau membri ai familiei, fiind singură prin natură. Ai nevoie de perioade lungi de retragere? Te simți întotdeauna inconfortabil la adunările aglomerate și preferi să te închizi în tine însăți, scăpând astfel de atenția enervantă a societății? Este foarte important să înveți să manevrezi cu grijă cu umorul tău, care poate avea adesea nuanțe de ironie sau satiră acidă, și să nu-i permiți să crească în sarcasm sau bat jocură. O sarcină foarte importantă este, de asemenea, găsirea unui echilibru între seriozitate și divertisment, izolarea de societate și activitatea socială. Dacă este posibil, ar trebui să cauți un canal prin care gândurile și sentimentele tale, adesea suprimate sau izolate, ar putea ieși pe deplin în lumea exterioară și să-și găsească expresia acolo. Te distingi față de alți nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești ambițioasă, prudentă și ai capacitatea de a elimina un conflict. Ești ceva mai erotică și mai amoroasă decât bărbații acestui semn. Știi să te comporți ca o adevărată doamnă? Ești strict în respectarea decențelor externe și la prima vedere pari rece și impregnabilă, strictă și misterioasă, însă rar vei avea un vulcan de pasiuni. Farmecul tău este misterios și ambigu, și în primul rând are ca scop să te asiguri că bărbatul te cucerește, te caută, face eforturi. Cum afectează data de 22 decembrie soarta ta? Poți planifica afaceri pe termen lung și le poți implementa cu succes. Îți îndeplinești cu atenție responsabilitățile de muncă, luând în considerare fiecare pas. Drept urmare, rezultatul merit așteptat, dar va fi mai presus de toate laudele. Viața personală este, de asemenea, supusă unei planificări atente. Poți descoperi în tine însăți capacitatea de a prezice. Predicțiile care necesită exactitate sau ce soartă va ieși din ele sunt cele mai bune și deseori involuntare. Îți poți schimba soarta datorită faptului că ți evaluezi corect capacitățile și îți planifici acțiunile în avans. Tu nu-ți stabilești un obiectiv pentru a schimba binele în bine? ci pur și simplu pentru a îmbunătăți binele. Fiabilitatea este considerată cea mai bună calitate în tine. De asemenea, apreciez constanța și armonia interioară. Nebunia pentru tine este străină. Îți place să faci totul treptat, astfel încât nimeni să nu te deranjeze degeaba. Datorită prudenței, faci greșeli de viață mult mai puține decât alte persoane. Dacă totuși s-a întâmplat un fel de greșeală, atunci te retragi din tine, dar după un timp, te întorci la fostata rutină pentru a merge mai departe, de parcă nu s-ar fi întâmplat -o nimic. Ești destul de ambițioasă, dar ești foarte dificilă și treci încet pe scara carierei datorită faptului că nu-ți asumi riscuri și compromisuri. Riscul este adesea considerat un fel de erupție cutanată, deși aceste lucruri nu este întotdeauna real, în muncă. Pentru tine procesul în sine și rezultatul excelent sunt importante. Ești destul de enervată de micile lucruri care se întâmplă în viață și puțini oameni te îndură în astfel de situații. Plusul este că, după ce ți-ai exprimat nemulțumirea, te calmezi repede. Ești predispusă la infatoare cu un mod autoritar de gestionare? De multe ori aceste lucruri duce la numeroase nemulțumiri în oameni, în special cei din familie. Datorită incontinenței tale, deseori apar probleme în societate, de aceea poți fi numită insuportabilă, ai un caracter profund și grijuliu, iar dacă începi să glumești, atunci umorul tău merge până la capăt. Glumele tale sunt foarte inteligente, dar puțin nepoliticoase. Dragoste și compatibilitate, în relațiile personale, ești pasională și iubitoare dar mult mai iubitoare de libertate decât capricornii obișnuiți, vei rămâne credincioasă și fidelă doar dacă găsești o comunitate intelectuală autentică și o înțelegere cu partenerul tău. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, fecioara. Cu fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu pești și rac. Relațiile cu vărsătorul și leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice. Prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni, antipodul tău absolut este gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea, locuri de muncă și carieră. Ești ambițioasă, dedicată gândurilor, idealurilor, principiilor și ideilor tale. Îți place să explorezi lumea. Urci ușor în carieră, te alături rapid unei meserii interesante pentru tine. Cauți sensul vieții, încerci să înțelegi esența fenomenelor și evenimentelor. Te distingi prin intuiție, determinare și persistență. Ai un simț natural al pericolului. Poți prezice evenimente, care adesea te ajută la evitarea problemelor grave. Ești un strateg priceput. Planificarea pe termen lung este punctul tău fortei. În implementarea planurilor, nu poți fi egalată. Tu știi ce și în ce secvență să faci pentru a obține rezultatul maxim la cel mai mic cost. Sănătate și boli. Te confrunți adesea cu probleme care se bazează pe o atitudine complexă. Problemele psihologice se pot manifesta în boli fizice, de exemplu bolile oaselor și pleoapelor se agravează odată cu vârsta ar trebui să apelezi la exerciții fizice care dezvoltă flexibilitatea, yoga, tai chi, calistenis. În plus, pe lângă o dietă strictă, poți încerca să dezvolți abilități culinare. Emoțiile strict controlate pot găsi o cale de ieșire pentru tine în să țin dragoste. Din punct de vedere fiziologic, punctele slabe ale tale sunt toasele și organele vederii. Poți suferi de artrită, osteoporoză, o Vederea slabă este aproape o normalitate. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat o soartă dificilă. Ai venit pe această lume pentru a plăti datorii karmice. O listă completă a acestora o poți afla din astrograma natală. Sarcinata este dați curăța karma. Vor apărea neplăceri în viață? Poate va trebui să treci peste obstacole. Dacă vei putea rezista, nu te vei rupe nu te vei împiedica, te vei păstra bine în sufletul tău, dacă vei fi milostivă și înțeleaptă, vei reuși să-ți folosești talentele și oportunitățile care ți-au fost date la naștere de către forțele Universului. Sfaturi pentru tine Ești ambițioasă, dar evoluția în carieră este foarte lentă. Poate ar trebui să-ți reconsideri atitudinea față de risc. Chiar crezi că este întotdeauna nejustificat? Înmaie-ți exactitatea și autocontrolul. Învață să fii mai deschisă și mai tolerantă față de ceilalți. Nu învinovăți și nu condamna pe nimeni. Prostii la uneori o mare valoare terapeutică și, în plus, pot fi destul de amuzante. Oferă-ți mai multă comunicare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În ești un gardian al trei familiei. Prin urmare... Este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lună. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți-le au dăruit ursitoarele tale.